Neața lume, neața. N-am mai văzut de două zile. Nu ne-am văzut ieri, nu ne-am văzut marți. Dar ne vedem astăzi. O să vă povestesc eu ziua mea de ieri. O să regretați la fel ca și mine, că n-am avut camera. Oh, am scăpat de Iveco, frate, au adus alea care sunt pentru zi. De umplutură, pentru, na, de backup, ca să zic așa, pentru perioada asta mai aglomerată. Și vrea să-mi dau un Iveco de ăla. Și am băgat și eu față de aia de Milog. Și am spus, bă, chiar mă urăște așa de mult timp să-mi dai Iveco ăla. După care a găsit o cheie de la un Volvo. Și așa, na, ca să vezi că nu te urăsc. Păi, da, așa, parcă mai vii de acasă și tu. Parcă mă iubești. Băi, sper astăzi să am o zi de 13 miliarde de milioane, de miliarde de bilioane, giliane, bibiliane, ce o mai fi acolo, mai ușoară decât aia de ieri. Deci ieri probabil, nu că probabil, 100% ieri a fost cea mai proastă zi de când lucrez în firma asta. Adică, pe bune, cea mai proastă. Ce mai urât job posibil. Dar revin cu detalii imediat după ce agăț una bucată vagon și plecăm spre Wakefield. Ah, apropo, plecăm la Wakefield, aș uita să vă zic. La Wakefield, deci, probabil avem un job ușor pe aici, prin zona de descărcare asta, după care probabil o încărcare și o altă descărcare, să vedem. Ne vedem imediat. Că am găsit vagonul în rampă. Opaș! Hai să-l agățăm pe fraier. Au. Apaș. Mamă, că am bușit vagonul ăsta. Mamă, și e și murdar. Ce să zic, mă doare la banană. Mă doare la bananuță. Da, cred că are motorină. Cred, trebuie să aibă. Ok. Hai să legăm cablurile. Lasă că verificăm după aia. Trebuie să legăm cablurile și să dăm drumul la frig. Cine a lăsat mașina asta? Ce are monstru? Cine a lăsat mașina asta a avut timp. A spălat-o, a giugiulit-o. A pus cablurile aici. Deci mașinile care le găsesc cu cablul de aici, înseamnă că a avut timp. Dacă cineva mai stă să le... Ia uite-mi pe astea. Dacă cineva mai pierde timp să pună și asta, înseamnă că a avut timp. Sau, mai există posibilitatea să fi venit doar cu capul tractor în firmă. Ceea ce e puțin probabil. Puțin probabil, dar există și șansa asta. Am uitat să dau drumul la frig. Da, să dau după aia. Bă, n-a resetat și eu kilometric când am plecat. Cât erau? 6. Am făcut un kilometru la asta. Gata. Legată. Mergem să punem clipsurile. Ridicăm picioarele, dăm drumul la frig. Închidem ușile. Ok. Clips. A zis să mai fac și eu filmare de asta, că mereu îmi spuneți, domnule, mai filmează și tu când agăți ceva, când faci ceva, că așa
Eu ce fac? Filmez doar când vorbesc eu, de nebun. Deja am obosit. Băi, pe bune, ziua de ieri chiar a fost, deci aseară când am fost acasă, cred că dacă aveam și vlog de editat, cred că sigur îmi găseam o scuză să nu-l fac. Deci chiar, bă, rupt. În plus de asta, drumul după aia, după ce am terminat la 7 descărcări, m-am dus în carc și m-au trimis la Whitby. E un drum foarte, adică e mișto drumul de făcut ziua și să nu plouă. Iarna la drumul la frig, las că dau după aia. E mișto de făcut drumul la ziua și fără ploaie. De fapt, ziua poate să fie și cu ploaie, nu mă interesează. Bă, dar noaptea, nu cu ploaie, cu ninsoare, cu lapoviță, cu gheață, cu pădrecu să ia. Deci m-a rupt, pur și simplu m-a terminat. Mi-a mâncat sufletul de mine. La întoarcere eram foarte... Oh, mereu uit numărul. Unde ești, mă? Opa, așa. Las că vă explic eu. La întoarcere eram și foarte încărcat și era o porțiune să făcuse flășcheală de aia. Bă, și fugea vagonul, frate, pentru că erau niște șleauri de alea și fugea vagonul într-o parte într-alta. Aha, mi-a pus și sigiliu. Este aici. Opa, așa. Haide, mă. Ok, sigiliu aici. Deci fugea vagonul într-o parte într-alta. Și vă dați seama că mi-era frică să n-o scap în pălării. Și m-a fost foarte obositor drumul, o oră jumate, dar foarte, foarte obositor. În oglinzi deja nu mai vedeai nimic pentru că am stat numai cu încălzirea dată drumul pe ele. Și vă dați seama că tot praful, tot noroiul după șosea era pe oglinzi, întărit, uscat. Na, deci ieri a fost teroare. Deci m-a obosit atât de tare cursa aia. Ok. Și să verificăm și noi vagonul. Aici dăm o egalizare. Așa. Ok. Avem aici lovituri după lovituri. Facem așa una mare. Aici toată partea de jos praștie. Stai așa să fac aici la exterior. Că este dirty. Este dirty. Dirty, dirty. Este dirty. Dirty, dirty. Ok. Merg toate luminile. Și aici merge de jumate. Important e că merge. Ok. Și pe aici lovită. Pe sus nu. Uite, aici pe mijloc o lovitură. Mai în față de râbă. Ok. Bara asta lovită. Și aici lovită. Prin 21 48 SA. 48 SA. Și am plecat. Uitați așa să pun mănușile aici. Ca să nu le fac varză. Opa, așa. Ok. Ia, stați așa să pun jucăriile aici. Taigă
filmăm și povestim. Și așa, până la Wakefield nu e nimic de filmat interesant. Ok, am terminat cu asta. Da, frate, deci chiar le-am spus, aseară am venit rupt după 14 ore jumate, am ajuns în firmă. La 8 și 10 am ajuns în firmă, la 8 jumate am plecat acasă. Și chiar am zis la managerul care era atunci, la birou, i-am spus, domne, cred că este cea mai urâtă zi de când sunt la report, la aproape 3 ani de zile. Deci este incredibil de urât jobul ăsta. Deci probabil cel mai urât job ever. Ever, ever. Stai așa că avem aici așa. Gata, am plecat-us de aici, șaus. Băi, hai până ajung la Wakefield și așa o să umplu probabil câteva minute bune de vlog cu povestea mea de ieri, dar trebuie împărtășită cu voi. În niciun caz nu trebuie lăsată așa. Mai ales chiar îmi pare rău că n-am avut camera. Probabil m-au luat niște nervi și nu mai... Nu știu ce ieșea. Probabil ieri zi se făcea un vlog doar cu înjurături, ca un vulgar ce sunt, ca un golan cu golonisme și fără să înțelegeți mare lucru. Am ajuns, am început la 6. Am plecat la 6. M-am dus sus frumos, mi-a dat oamenii mașină. Când îmi dă foaia aia și văd 7 livrări. Din 7 livrări, una o știam. De fapt, era prima, da. Prima livrare o știam. Uite-mă, ăștia, aici fac un cartier, frate. De-aia s-aude mereu zăpăceală. Da, în fine. 7 livrări, prima o știam, în rest noi nouțe toate. Zic, bă, plec, asta e acum, ce să fac, să mai întâmplă și de asta. Mă așteptam să fie, mai ales în zona Newcastle, am mai făcut un job cu alte livrări, tot așa, vreo 7-8. Și bine, acolo din alea 7-8 erau vreo 2 mai grele. La grele mă refer la modul de acces, de parcare, de chestii de astea, că să descarți un palet sau doi sau să bagi la rampă nu e greu, dar accesul până la ei. M-am uitat eu puțin pe hartă, niciuna din toate locațiile, niciuna nu era cu steluță, deci nu mai fusesem. Te-am mai zis decât prima, nu aveam steluță la ea, dar știam, era un depozit relativ aproape de firmă, la vreo oră de mers de firmă. Ajung acolo, aveam de lăsat 3 paleți, primii paleți. Zic, pana mea, mă duc, de obicei când am mai fost acolo și n-am fost o singură dată, intram destul de repede la descărcat, adică ajungeam acolo, gen stăteam 10 minute și intram imediat. Am ajuns acum, erau deja 3 mașini în fața mea, am ajuns cu o oră întârziere, pentru că eu am început la 6, descărcare era programată la 6, până a plecat din firmă s-a făcut 6 jumate, 7 fără ceva, până am ajuns acolo, în fine, a dat și cu ploaie, cu ninsoare. Și aici se poartă la fel, când plouă sau când sunt fenomene de astea, toată lumea parcă se prostește, adică nu mai merge niciunul cum trebuie. Te umpli de nervi, etc. Am ajuns acolo, mă pune la domnul, așteaptă după ăștia trei, zic, bă frate, am și eu 3 paleți, sunt aici ultimii în spate, pot să iei repede. Era vagonul plin, îi zic că iei tu direct, nu mai trebuie să-l iau cu transpaletul jos. Nu, că n-am ce să fac, trebuie să aștepți, că trebuie să pun paleția pe rafturi într-o anumită ordine după ce descarcă ei și tot așa. În fine, am înghițit gălușca, m-am băgat în cabină, m-a luat somn, nu a venit după vreo 2 ore să mă
să mă trezească și să mă bage la rampă. Voi ba vine rampă. E un căcan, nu e rampă. Descarci tu cu transpaletul, știi? În fine, m-am descărcat paleția după vreo 2 ore, am sunat pe ăștia, le-am spus: aoleu, că ai stat prea mult. Păi și ce să fac, dacă aveam 3 mașini în față? Da, că așa e, că ai plecat cam târziu din firmă. Păi am plecat târziu, dar gândiți-vă că jobul ăsta trebuia probabil șoferul respectiv să înceapă la 4, jumate, 5 ca să fie la 6 acolo, știi? Nu să înceapă la 6, dar în gândul meu, las că m-ați prostit pe mine să-l iau. L-o fi refuzat altul și l-am luat eu. De acolo, de la Peter de ăștia, am avut două în care le știam. M-am dus la unii care erau fix pe cum ar veni peste stradă de ei, unde la fel, am lăsat, nu știu, vreo 2-3 paleți, doar că ăștia au rampă. E exact filmarea unde, e exact locul unde am filmat ieri că ninge. Cine mă urmărește pe profilul personal de Facebook a văzut că ieri am pus o filmare în care ningea cu niște fulgi cât ouă de găină. Ouă ăla de câțiva, de aproape un euro din țară. În fine. De acolo, până acolo a mers treaba relativ bine. De acolo s-a stricat totul. Următoarea livrare undeva în Leeds. În Newcastle. Și trebuia să trec prin Tyne Tunnel. N-am trecut niciodată de când sunt în Anglia. Știam că se plătește, doar că nu știam că se plătește aproximativ doar cash. Și vă spun și de ce. Până ajungi acolo, nu există niciun fel de indicator care să zică: bă, vedeți că cu cardul se plătește mai greu, trebuie să aveți cash. Nu știam cât costă. De fapt, ba da, am văzut un panou până să ajungi acolo, scria că e 4 lire 30, parcă. Un tunel în lucrări pe acolo, interesant, era mișto să fie avut camera să fie filmat. E un tunel destul de lunguț, cred. Limitat de viteză e 30 de mile la oră, adică aproape 50 de km pe oră. Mișto, adică mișto. Na, îți dai seama, e o experiență că na, e prima oară. E un tunel până la urmă, știi? În fine, am ajuns la bariere, roșeaptă o bariere, mă uit eu pe acolo să mă încadrez undeva unde să arate card ceva, când colo văd că nu mai e cash. Zic, bă, să moară măsa, eu cum nu țin bani cash după mine, am cam intrat puțin în panică, așa. Lângă bariere acolo e un aparat ăsta care schimbă din hârtii în monezi. Monede? Monezi? Care e pluralul? Nici nu știu. Sau sunt ambele? Două monede, două monezi. Nici nu știu. Să mă corectați. Care știe să-mi scrie acolo, să-mi zică: bă, ești un prost, nu știi cum, care e pluralul la monede. Pluralul la monedă. Asta e ca aia, ca două telecomenzi, două telecomande. Nu știu, deci pe bune chiar nu știu care e varianta corectă. Sună relativ ok ambele, monezi, monede. În fine, lăsăm asta. Era acum un aparat ăla, mă gândeam, bă, bani nu am. Zic, poate o fi și bancuma să scoți bani și după aia să-i schimbi. Mă dau jos, oha. Zic, bă, să moară măsa. Stau acolo în coadă și tot îl vedeam pe unul îmbrăcat în vestă de asta, care alerga de la, să spun, de la o barieră la alta, știi? Și avea în mână un aparat, zic, să vezi că ăla ia plata cu cardul și se plimbă la fiecare. Vă dați seama, în ziua de astăzi, bine, cine stă în zona respectivă și frecventează probabil traseul ăla, probabil are bani mereu după el mărunt. Dar vă spun sincer, în Anglia lumea nu prea mai stă cu cash după ei. Fac chef. Lumea nu prea stă cu cash după ei, așa că lumea folosește cardul în principiu. Și aoleo. Ajung acolo la barieră, primul, mă uitam pe aparatul ăla, nimic, doar să pui cash. Și văd acolo un buton de asistență. Dau pe ăla și întreb și eu, domne, îi zic: domne, sunt pentru prima oară aici, am decât card, cum pot plăti? Și după aia mi-a zis că stai un moment, stai o secundă. Și l-au trimis pe ăla la mine. Pac, am plătit cu cardul contactless, am plecat de acolo. Zic,
Bă, să moară măsa ce... Atâta bătaie de cap, nu puteau să pună și ei niște date acolo de plătit cu card automate? Morții măsii, nu știu, zic și eu. Mai ales că suma e mică, plătești direct contactless. Nu e ceva foarte mare să nu poți să plătești. Sau de-astea cu carduri de flotă... Bine, ei știu de ce nu au pus așa ceva, sau poate le-au modernizat, pentru că erau în... Mai ales în construcții pe acolo, în renovări, cine știe. În fine, am trecut de barieră, mă duc la livrare, mă duc, intru așa pentru un orășel de ăsta micuț pe acolo, o suburbie de asta zi, a Lidzu, a, nu știu ce am cu Lidzu, a Newcastle-ului, bă frate, intru, bă la un moment dat să tot îngustau străzile, de astea foarte zi, foarte multe străzi una lângă alta, dar foarte înguste. Bă, să moară măsa, zic, pe aici o fi, văd o dubă de la firma la care trebuia să descarc. Aveam de descărcat un palet. Îi văd pe ăla și îi fac semn. De fapt, și el m-a văzut că mă căcâiam pe acolo, mergeam ușor, tot puneam pe avarii să mă uit, să nu știu ce. Au aprins lângă mine și mi-a zis, cauți Frank LTD, morții măsii, numai și Frank Round, nu știu cum se numea firma. Zic, da, că hai după mine. Mă duc după el, bă frate, și tot intră. Bă, și până la urmă văd un semn de zonă industrială, dacă, unde credeți, frate? Undeva, gen în centrul orașului, și undeva în spatele clădirilor ăstora vechi. Bă, frate, de-abia intra ăla cu duba pe acolo, deci de-abia putea să facă ăla virajele și eu trebuia să fac viraje pe acolo. Am intrat cu chiu cu voi. Îi zic, acum se vedea că se înfundă o stradă și arăta Frank Round să faci dreapta cum ar veni. Deci strada din față se înfunda și se înfunda la... Deci gen era, asta era strada care se înfunda, da? Stai că mă duc pe arături. Deci asta era strada și asta era pe aia pe care trebuia să intru eu. Doar că în față aveai loc să te duci cu fața, să vii cu spatele pe strada asta. Doar că virajul... Strada nu era pusă mai în spate așa să ai loc să te întorci cu capul toată și cu remorca. Nu, frate, era pusă așa aici. Deci era aproape imposibil, frate, să bagi. De fapt, este imposibil să bagi dacă ai alte mașini parcate pe acolo, pe stradă. Și bineînțeles, cum e zona industrială, gândiți-vă ce era acolo de mașini, frate. Bă, și au început să mă ia nervii. Au început să mă ia nervii rău de tot. A început și o ploaie de aia, frate, cu un vânt. Dar ploaie de aia, gen cu picături de aia de jumătate kildă. Spărgea capul dacă scădea în cap. Dă-i cu geamurile deschise, ăla te dirija. A văzut și el că n-ai loc. Stai să-i chem pe unii să-și mute din mașini. Bă, frate, deci o... Bă, rău de tot, deci rar mi-a fost dat să văd așa loc unde trebuie să bagi cu camionul. Să lași un palet. Un căcat de palet care putea fi dus cu dubă, cu 7 tone jumate, cu ce vrea morții măsii, dar nu cu un camion, frate, cu semiremorcă. Bă, un palet, frate. Și ce credeți, mă, după ce intru acolo, am băgat-o cumva, dar greu de tot. Adică gândiți-vă că am stat acolo ca să las paletul, am stat aproape o oră. Deci mă jur, o oră. Probabil mi-au luat vreo 4-5 de minute doar să bag acolo pe stradă. Și vine la cu stivuitorul și când îmi spune, domnule, că de ce ai băgat pe stradă? Că te descărcam acolo în stradă și poate dai cu spatele până la următoarea stradă să te întorci. Bă, nu știu, îmi venea așa să-mi explodeze capul, am avut așa o de-asta, nu știu cum să zic. Bă, deci îmi venea atunci îmi venea așa, cum eram cu paletul la sus acolo, când mi-a zis asta, îmi venea să dau drumul la Liza aia, cu tot cu palet, pe el așa să cadă. Bă, dacă nu l-am înjurat și și-a dat seama că îl înjur, deci să uitau cu așa o ură pe mine, mi-a aruncat actele când am plecat așa în scârbă. Bă, și la ieșire a venit un căcat ăsta cu o mașină de asta, un 7 tone jumate de la TNT, să livreze ceva. Bă, am stat și eu 5 minute după el, am zis că na, livrează și vine înapoi la mașină. Ce credeți, fraților, că făcea el? În capătul străzii ăstea era un de-asta, un gen cu rulotă bufet, știi?
să iei cafea, sandwich-uri calde. Omul își parcase mașina acolo, stătea și își bea cafea, frate, și se uita la mine cum mă chinuiam să trec pe lângă el. Bă, se uita la mine ca un căcat, frate. I-am făcut semn, i-am spus că nu mai am timp, vreau și eu să plec, a venit și a tras mașina. Și nu știu, probabil karma sau Dumnezeu. Când a tras mașina, i-a agățat lună oglinda. Era parcat lângă el acolo și i-a rupt lună oglinda. Nu mai putea de nervi și îmi spunea mie că de ce mă grăbesc. Că el e la curiera și că el nu se grăbește ca mine. Și am spus, frate, eu mă grăbesc, că mă grăbesc, mă doare pe mine, îmi pulă că ai rupt oglinda. Dacă ești prost, fii prost în continuare, dar nu lași mașina în mijlocul străzii ca să stai tu să-ți bei cafea și să-ți mănânci sandwich-ul. Când ai putea să faci oriunde asta sau în mașină și să-ți o muți. În fine. Deci, teroare, frate, teroare, teroare. Am plecat de acolo, am ieșit cu chiu, cu vai. Bă, când să ies, parcă, nu știu, de nervi, de super, de nervi, ce să mai, de frustrare, de nu știu ce. Am văzut că GPS, mi-a și zis, de fapt, șoferul ăla când am plecat ăla de la Dubă. Vezi, când ieși pe aici, să nu cumva să o iei pe strada asta, că e îngustă și sunt niște dube parcate la o firmă de distribuție și nu o să poți să ieși. Bă, unde credeți că m-am dus? Fix pe strada aia, frate. Bă, dar mi-am adus aminte fix după ce am intrat, pentru că eu eram stresat, nici m-am uitat la GPS, știam doar că trebuie să ies pe strada aia pe acolo. Adică aia se vedea ca să ieși în bulevard cum ar veni. Și ăsta am spus, nu te duci pe următoarea, că e, tot, e la fel de îngustă, doar că e liberă, nu parchează nimeni, știi? Și poți să-ți faci virajele. Că trebuia să și intru pe aia, după aia să și ies, știi? Bă, frate, și am stat după aia pe stradă să mute ăia. Nu exagerez, dar cred că vreo 7 sau 8 mașini, frate. Nu, găseau cheile, stai că asta nu pornește, stai că trebuie împinsă. Bă, nervi, mă, frate, deci nervi peste nervi. Am plecat de acolo, tot în Newcastle, undeva gen din Newcastle către A1. În fine, n-are rost să vă explic zona. Trebuia să mă la un depozit Greggs. Greggs, ăștia sunt destul de mari. Mă gândeam, bă, e depozit, n-am, îl găsesc. Eu n-am stres, n-am panică, știi? Mă duc eu, mă uit și pe Google Maps, îl văd acolo depozit, într-adevăr. Părea o zonă foarte mare industrială și erau mai multe, printre care și Greggs. Postcodul care l-aveam eu pe acte era același ca și la după internet. Mă duc acolo, îmi scria undeva pe factură, îmi scria Bakery Yard, adică gen curtea unde este brutărie. M-am gândit, bă, probabil or fi de-astea cu zi. Mai multe curți le găsesc eu pe acolo, nu-mi fac griji. Bă, ajung acolo, frate, începe o ploaie, cum rar mi-a fost dat să văd. Bă, ploaie mult, frate, deci de-aia de pur și simplu sărea pământul din el, când deci când ploua, sărea pământul în sus. Și așa, gen cu puțină gheață, nu știu, bă, rău de tot, frate. Bă, ajung acolo, dau de o barieră la ăia, nu scria dacă este pentru zi, pentru livrări sau camioane, scria doar că nu e pentru mașini de mici. Zic, bă, clar e pentru camioane dacă nu e pentru mașini de mici, știi? Stau acolo în barieră cu gândul că n-au, era ploaia, rupea, zic, bă, gândul mă vede cineva și îmi deschide. Nu era interfon, nu era nimic, știi? Nu scria nicio, nu era nici nimic de aia, domne, șoferii cu livrări să vină să raporteze undeva sau chestii de astea, nu, pur și simplu o barieră. Am stat eu acolo vreo 2-3 minute, nimic, nicio mișcare. Se vedeau pe la birou unii. Zic, bă, pana mea, azi dau un flash. Na, fiind întunecat așa, zic, poate ori vedea flash-urile alea în zi, în geam și îmi deschid. Nimic, dau câteva flash-uri, nimic. Bă, să moară măsa. Zic, să nu fiu băderan să clansonez cu goarele. Stai, să dau cu astea mici, știi, cu clansoanele normale. Dau cu clansonul normal, de 2-3 ori, nema. Bă, dă o morții măsii de treabă. După aia dau cu clansonul mare, pang. Iese unul, vine unul cu o umbrelă, enervat maxim, că ploua, s-a făcut să ciuciulete pe picioare, bătea omul și un vânt așa, rupea ploaia, te rupea. Domne, trebuie să lași camionul aici
și să ocolești toată clădirea până la recepție, să lași șacle în școală și după aia îți spun aia unde să te duci. Bă, fraților, mi-a căzut cerul în cap când am auzit pe ăla. Deci ploua atât de tare. Bă, ți era milă de... Bă, până și de pomii de afară ți erau milă că stau în ploaia aia, frate. Mamă, când l-am auzit pe ăla, zic, pana mea, ce să fac acum? Mai stau un pic în mașină, zic, poate să opri ploaia, știi? Și după aia spune ăla, da, da, vezi că nu lași mașina aici în barieră, că aici vin șoferii noștri și ei au badge de ăla și deschid poarta, au telecomandă. Ha, mă, păi și unde las, frate, mașina? Că n-am loc pe unde, n-am pe unde să o las. Pe stradă erau două dungi galbene, pe acolo era și o stație de autobuz lângă. Zic, pana mea acum, ce să fac? Scot mașina de acolo, încerc să mă duc cu ea acolo unde a spus el, știi? N-aveai cum să ajung cu mașina acolo. Pentru că la un moment dat trebuia să mergi printre o alee foarte mult până la recepție și n-aveam unde să las mașina. Zic, pana mea, o las eu acolo pe dungile galbene, am pus avariile. Zic, doar n-o fi dracu atât de rău pe ploaia asta să vină cineva să se ia de tine că lași mașina acolo, știi? Mă duc acolo pe jos, am ajuns, vă dați seama, ciuciulete, vai mama mea, enervat maxim, nu mai puteam de spume și de nervi. Îi zic la, uite, am și o livrare, am 6 paleți pentru Bakery Yard, nu știu ce, cum mă tot întreba detaliile alea. A, păi da, dar nu e aici. Zic, păi cum nu e aici, că văd că am postcodul, e ăsta de aici, de la voi. Nu, e alt site. Bine, e relativ aproape. Uite, îți fac eu o hartă și te duci după harta asta acolo. Mi-arată ăla, era vreo, nu știu, să zicem, vreo 2000 de distanță, adică vreo 3 km. Tot în zona industrială, pentru că era foarte mare, se vedea și pe hartă că e foarte mare. Doar că, na, oamenii aveau probabil brutăria asta în altă parte, aici având doar depozite de morțimăsii, de mâncare, de dresei pieptă. Mi-a desenat așa niște sensuri giratorii, fa stânga, dreapta, morții măsii, prima la stânga, prima la dreapta. Bă, de la sfârșit, când s-a ajuns acolo, mi-a zis el, bă, vezi când intri la aia în curtea respectivă, vezi că sunt două firme. Sunt Greggs și Country Style. La Country Style ăștia mai încărcăm și noi sau descărcăm, știi? Și mă gândeam, bă, o fi legătură, ceva, ăștia Country Style de obicei fac... Zic, produc dulciuri de-astea de patiserie. Ăștia Greg se ocupă cu de-astea, gen cafenea, cu patiserie, cu chestii de-astea, știi? Zic, bă, poate or fi amândouă, una într-alta, știi? Intrarea, nu știu cum v-aș putea explica. Deci, gen, era un singur drum care se ramifica cumva, doar că tu nu-ți dai seama că se ramifică în două locații diferite. Deci pare ca și cum ar fi una singură. N-ai bariere, n-ai nicio pancardă, n-ai nimic, știi? Mă duc acolo, îi dau lui la actele, ăla le-a luat actele, nici s-a uitat de fapt actele, le-a aruncat, îmi spune, du-te în rampa 6. Mă duc, ba, la rampa 6, îi duc cheile și îmi dă un Suzi de la gen, un dispozitiv care blochează scos furtunul de aer de la vagon și bagi dispozitivul ăla. Cine lucrează prin Anglia cam știe despre ce vorbesc. Oh, când am auzit mama nervii că n-ai loc să-ți bagi cablu, trebuie să decuplezi, să nu știu ce, până la urmă m-am băgat așa, tot ploua. Deci gândiți-vă cum am fost ieri, frate, jumătate de zi, ud fleașca din cap până în picioare. Am băgat ăla acolo, bă, să moară măsa, vine ăla după 20 de minute, domne, stai așa că marfa asta nu e pentru noi, e pentru Greg, sunt ăștia de lângă noi. Ha, mă, m-au luat nervii, frate. Bă, m-au luat nervii să moară măsa, dacă nu m-au luat nervii. Bă, nu mai puteam, venea să plâng. Am pus înapoi cablu, m-am dus repede dincolo, la oia, am descărcat, n-am avut treaba. Repede am plecat de acolo, bă, nu mai puteam, frate. Oh, zic, bă, n-are ce să mai fie dracu atât de negru. Următoarea livrare... la Newcastle, în zona industrială de lângă aeroport.
bă, sigur îi găsesc, n-am treabă, m-am uitat pe net, iar premium Meet, i-am văzut acolo, am uitat și cu ăla cu Google Street ca să văd pe stradă, văd acolo depozit, Premier Meet, zic, n-are cum să nu fie aici. Bineînțeles, când am ajuns acolo, că nu era acolo. Era la vreo 10 mile distanță, cum ar veni în partea cealaltă a orașului, la intrare în Newcastle, nu spre sfârșit cum e unde era aeroportul. Na, nu mai, deci nu, eram atât de liniștit, nu mai eram mirat de nimic, știi, când am ajuns. Zic, na, se uita la mine așa că ce ești, supărat, zic, na, sunteți doar a treia, a patra livrare, cu care o fac cu nervi, cu spume, cu nu știu ce. M-am dus până la noi, am găsit și pâinea, ți-am descărcat și acolo. După aia, mamă, deci filmarea asta o să fie lungă rău, vlogul ăsta. După aia m-am dus la alta, frate. Aveam de lăsat și acolo, doi paleți. Mă uit eu, iau postcodul după acte, nu exista, nu-l găsea tom-tomul meu. Mă uit pe Google Maps, bag nume la firmă, i-am găsit undeva într-o zonă industrială, tot prin Newcastle. Tot prin Newcastle. Și ce am zis eu? Bă, hai să nu mă duc după Google Maps, pentru că mergeam puțin până oraș și zic, stai să bag pe ăsta, pe TomTom, un postcod în apropiere, ca să mă ducă până acolo în zonă, după care mă iau după Google Maps. Mă duc acolo, ajung, intru pe stradă. Strada într-un capăt se bloca, gen în capătul ăsta, în capătul celălalt nu se bloca. Eu când m-am uitat pe Google Maps, mi-apărea firma undeva în partea asta, în dreapta, cum ar veni. Adică în partea care se bloca. Mă duc acolo, ajung, fac viraj de dreapta, nu știu, se bloca strada. O de-asta, o ușă de-asta de garaj, pe care scria Unit 5A, adică depus numărul 5A, cum se numea firma respectivă la care fusesem eu, că ne-am mutat pe stradă, dar puțin mai în jos, adică spre partea cealaltă. Ha, mamă, dă-i cu spatele, iar, întoarce-te. Fă-ți nervi pe acolo, am dat de unii cu școala, făceau școală cu mașinile mici pe acolo. Instructoria nu înțelegeau că eu vreau să dau cu spatele. Cine mă sună? Răzvan, dă-l în căcat. Dă-i cu spatele pe acolo, mă luau nervi. Bă, frate, deci nu-mi venea să cred că mi se întâmplă mie chestia asta. Deci nu-mi venea să cred, pur și simplu. Am ajuns și la aia, la livrare. Domne, că ai ajuns prea târziu. Că e posibil să-ți refuzăm paleții. Bă, când am auzit, mi-am pus mâinile în cap. Am zis, frate, tu vorbești serios? Întârziasem cu vreo 20 de minute, ceva de genul ăsta. Deci cu tot balmeșul ăla care l-am făcut toată ziua, întârziasem decât cu vreo 20 de minute. Și zic, bă, frate, știi ceva? Dacă îi refuzim că plec. Păi nu, că trebuie să aștepți un pic ca să vedem dacă ți-l luăm sau nu. Și am stat și pe acolo, frate, vreo oră și un pic. Bă, deci o zi de tot căcatul. Deci de tot căcatul. Doar ploaie, vânt, nisoare, frig, umezeală pe mine. Vai mama mea. Deci vai mama mea. Cam ăsta a fost rezumatul zilei mele în jumătate de oră. Sau cât am vorbit până acum, cât v-am plictisit. Vă las că mi s-a uscat gura de cât am vorbit. Sper astăzi să avem o zi lejeră. Și ce să mai... Hai că mai am un pic și ajung și la Wakefield. După aia vedem ce l-am încărcat. Să nu plecați, că mai revenim. Chiar dacă o să fie lung vlogul ăsta, mai revenim. După 2 ore și ceva am terminat aici. 11.40, am ajuns la 9:15 aici. Să vedem unde mergem. Mamă, ce frig e afară. Am zis și eu că dorm, dar n-am reușit. Tot încerc să scriu articolul, dar
Haide, mă, băieți, mă. Haideți, măi, băieți, măi. Răspundeți la acel telefon. Că vă ia mama dreacu. Hi, I'm Adrian. Hello, Adrian. How are you? I just finished at Wakefield Morrison's. In and out times, please. Quarter past nine. Out now. Okay, Speedy Bit Bradford, please. Load for Stone. Okay. Load number 330752, please. 330752. 752. Thank you very much. Thank you, bye. Bye. Bradford și Stone. Interesant job. Sper să am timp. Bine, azi am început la 8, mai am încă un 15 ore. Deci maxim. 11. Stone ăsta a mai fost acolo, e la Sainsbury. E undeva pe M6 la ieșirea 15, parcă da. Deci traversăm de aici, de la Leeds, Manchester, după aia coborăm în jos către Birmingham. Va fi ceva trafic. Foarte mult trafic. Nu știu dacă să mai umplu vlogul ăsta cu ceva, că și așa am vorbit doar despre ziua de ieri. Hai mă, ies și eu? Sau cade bariera pe mine? Eu m-am dus, am ieșit și eu. Așa, în fine. Hai să mergem acolo, trebuie să mă opresc să și mănânc. Și probabil, probabil o să mă opresc ce plec de la Bradford sau înainte, nici nu știu. Înainte aș avea un șel să mea, dar nu are mâncare caldă. Și că am mâncat și eu ceva mâncare caldă, nu? Bine, am mâncat aseară o ciorbă făcută de pici. Te lingi pe degete. Niște coaste de porc, așa. Și cu niște șunculiță. Parcă îmi lasă apă în gură. Hai la Bradford să încărcăm și mai vedem după aia când mă fui, ce mai facem. Păi, am terminat de încărcat. De fapt, au terminat de încărcat. Așa, să sunăm. Hi, I'm Adrian. Hey, ma'am. I just finished to load at Speedy Bake Bradford for Stone. Okay, channel number? 67007. Any balance? 24. Okay. IOD is 219. Yep. 9147. Thank you very much. Cheers, mate. Oh, while I've got you on the phone, Adrian. Sorry? Two seconds, mate. While I've got you on the phone, you had a large amount of idle time yesterday, mate. Do you know why that was? Where? That one couldn't work out, mate, because we get automatic reports straight away. It says that you've done an hour and 25 idle time, you know, with like, your truck running but not moving yesterday. Yesterday? Yeah. I have 7 or 6 drops, but I stay a lot of time in traffic. Yeah, fair enough, mate. yeah, no, that's fair enough, mate. Just trying to, because there's a few of you, I'm just trying to find out why what happened with them. But yeah, so you just you're stuck in a lot of traffic around North East. Yeah. Right, fair enough, okay, mate. Cheers. Cheers, Aaron. Bye. Thanks, man. How was my traffic? I made motor prea mult.
de livrări, băgați-i pula măta. S-ar spune un KFC corespunzător, un cafeceu corespunzător, niște pui morți corespunzători. Păi nu sunt pui morți. Oh, am luat ceva gogoșele pe drum, n-am mâncat ceva dulce de când eram mic. De unde? De dimineața când m-am trezit direct cu nasul într-un panetone m-am băgat. Apărut la ăștia pe magazine panetone și îți dai seama, având mirosul ăla, gustul ăla de cozonac românesc, este irezistibil. N-am putut să mă abțin. Și mai bari mă de merge ăsta așa încet. Danke schön. Și pe coborâre și merge foarte ușor. Aula. Tom-tomul meu nu știu ce are, îmi arată că merge, dar mi arată întârzieri. Așa a rămas de când l-am oprit, a rămas blocat așa. A dat o razna. Nu scade distanța până la destinație, nu, nici timpul nu se reglează. A dat-o paralila. A dat-o paralila nebunul. Ia stai așa să-i fac eu ceva. Să-i dau un reset. De fapt să șterg cursa. Bă, dacă n-ai dat semnal, te lăseam să te bagi. Acum stai după ăla, n-am ce să-ți fac. Nu pot să mai frânez nicio. Îmi pare rău, frate. Ai frânat, dar îmi pare foarte rău. Noi o dăm pe power. Bum, 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 bum. Hai, fetița! Avem ceva încărcătură. Nu chiar foarte grea, dar este ceva acolo. Recent. Și totuși urcăm cu 89. 90. Ne ținem pe banda asta, nu ne mutăm. Că pe prima bandă sunt foarte mulți care merg ușor, fiind pe urcare, urcarea e foarte lungă. Cred că are vreo 3 km. Cam așa cred. După cum ați văzut și ați auzit, ziua mea a fost grea. Chiar și ăștia de la birou s-au mirat că auzi, de ce am stat cu motorul pornit degeaba atât? Păi dă-te în rasa, măti, am stat degeaba? A stat mașina degeaba, am stat în trafic. A
Am stat să mă coiesc cum să intru, cum să nu intru. Ce-i cretini? E prima oară când mi-a atrag atenția de așa ceva. Deci chiar e prima oară. Bă, ăsta tot așa mi-arată, mă. Asta e că acum mi-arată următoarea manevră. Înainte nu mi-arăta. Oricum, tot am jumătate de oră de întârziere. Ia să vedem, o fi zăpadă pe aici, că pe aici e foarte, e o zonă înaltă a Angliei. Sunt curios dacă e zăpadă. Haide, boss, bagă-te, boss. Boss the boss. Bosule. Bosicule. Bosuțule. Bosileanule. Tati. Mamă, mor pe ăștia care zic tati. Bă, n-am să înțeleg în viața mea de unde n-ai va vine asta să zică da, tati, hai, tati. Bă, nu-mi place de niciun fel, frate. Deci de niciun fel. Mai bine îmi spui coleguțu, care nici pe nu-l suportă. Zim, frate, colegu, zim pe nume, dacă mă știi. Dar nu mă lua cu tati, coleguțu. Dacă m-ai luat cu tati, m-ai pierdut deja. Sper să mă ține ăștia la descărcat cam măcar o oră așa. Poate mai am scris câteva rânduri la articol, poate mai încropesc câteva rânduri. Trebuie să-mi respect termenul ăia, a spus că un articol pe săptămână. Dar weekendul ăsta am fost foarte prins cu o grămadă de treabă. Luni și mar, de fapt luni, să fiu sincer, nu scrisesem nimic, doar mă gândeam la ce idee, la ce să scriu. Marți, ieri a fost teroare toată ziua, n-am avut când să scriu. Iar astăzi am încropit de dimineață, cât am stat 2 ore la Wakefield. Am scris ceva. Și sper să mai scriu la ăștia aici, la Sainsbury. Băi, am trecut destul de repede pe M60 în centura Manchesterului, dar acum este una problema pe M6. Bine că s-a mutat ăsta la mare de fix, ca să mă mut și eu pe banda de mijloc. Pentru că e banda pensionarilor. E banda celor care se mișcă împinși de vânt. În plus de asta, știți foarte bine, intrări, ieșiri după autostradă înseamnă că se mișcă ceva mai greu banda respectivă. Mai avem cam o oră până acolo. Bine, am și vreo 6 minute întârziere, nu sunt chiar așa multe, dar totuși sunt. Sper să scau repede după aici și să nu stau prea mult prin aglomerație. Am zis că totuși să mergi, dar văd că se stă. Uf, 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 uf. Of, of, of și iar of. Nu mai fusesem de mult pe aici. Dar nu mă bag pe banda aia nici să mă omori. Bă, dar chiar nu se mișcă în față, frate. Că se vede pe curba aia, acolo nu se mișcă nicio mașină. Deci chiar e ceva. Chestia e că au fost mai devreme, au arătat cam jumătate de oră întârziere, după care văd că au scăzut la 6-7 minute. Deci, probabil, rămășițe de la vreun accident oare. Sper la întoarcere să fie totul ok. Bine, la întoarcere o să prind ora de vârf.
De fapt, nici nu dacă mă bagă ăștia la descărcat, că ăștia de obicei dacă n-ajungi la timp, la ora programată, nu te bagă, sunt la ce oră sunt programat. La 17 și ora, ajung la 3:20 acolo. Bine, acum. N-am intrat niciodată la descărcat acolo mai devreme. Chiar niciodată. De fiecare dată am așteptat, câteodată chiar cu orele. Bă, dar e ceva, mă, frate, de blocat-o și nu se mișcă. Mai revenim. Băi, nu știu dacă e vreun motiv anume, dar am impresia că e doar aglomerație. N-am văzut absolut nimic până aici și am mers, nu știu, cred că am mers jumate. Sau aproape jumate din lucrări. Să merge foarte prost, am avut perioade în care am stat foarte mult pe loc. Văd că acum se mai merge, dar se merge câteva secunde, iar se oprește. Jale. Ușor se lasă și noaptea. Nu-mi place că acum se întunecă foarte de vreme și pierd o grămadă de timp în care aș putea să spun să filmez câte ceva. Dar asta e. O să avem filmări mai lungi la vară. De fapt și așa de mele sunt foarte lungi filmările. Măcar dacă s-ar merge, uite așa. 45-50, ca să se meargă, să nu se mai stea. Așa de mult detest lucrările astea aici, cum detestam înainte pe M1. În primele mele filmări, unde erau lucrările de la Sheffield către sud, în partea aia. Era teroare. Am ajuns aproape. Mai avem un pic. Ascultam și ceva muzichie la căști. Doamne, să mă bage ăștia înăuntru. Au. Sper să mă bage fraierii ăștia, să nu mă pună să aștept, că dacă mă pun, dacă or să mă pună să aștept, se cam îngroașă gluma. Așa gluma. 100% prin și ora de vârf înspre Manchester, pentru că probabil voi încărca tot undeva după acolo sau vreo schimbare de vagon. Cred că e puțin cam evident că și astăzi o să termin foarte târziu. Adică gen 15 ore. Mamă, m-am suit pe bordura aia. N-are nimic. Stai ca intram aici la barieră si sa vede asta cu camera, o sa nu zica ceva. Urata intrare, urata iesirea astia. Este ca cine. Yeah.
Sperăm că avem noroc. Sir, you are early and we haven't got any spaces. What's your mobile number, please? 0749 0741 923 923 Repeat again. Sorry? Repeat number again, please. Yeah. 0749 0741 923. You've been before here on this side? Yeah. Just go in, turn around. There is only one space I think to turn around, so be careful. And go outside. You know? I cannot turn around here. No. I must reverse in a bay and after that. Exactly, that's the one. I hate your rules. It's not my rule anyway, you know. Cheers. Era de așteptat. Nu e loc, trebuie să intru, să mă întorc, să ies afară. Nu pot să fac aici românească. Trebuie să mă duc, să bag într-un loc de parcare, care știți cum e, că astea nu sunt și ele așa, sunt așa. Să bag într-un loc de parcare, să ies afară, să aștept. Și voi aștepta mult și bine. După cum văd, o mașină de la noi, încă un an rampă și domnul în așteptare. Mișto. Ce pot să zic? Uite, mă, frate, aveau spații, o grămadă și greșe. Asta, probabil să mă porc aici, că e mult mai bine. Nu am cap tractor la un vagon și am spațiu mai mult. Sunt 3 sau 4 locuri, cel puțin. Da, da. Așa e când oamenii nu te vor înăuntru. Ce nu-mi place mie locul ăsta fix din cauza asta. N-am văzut în viața mea așa niciodată. De ce dracu' nu te lasă, frate, să stai înăuntru? Când ai locuri o grămadă. Da, ieșeam. Acum o să stau pe stradă ca boschetar. Alea mea și picioare. Sunt cel puțin 3 sau 4 mașini, frate. La descărcare. Scârbe, bă, scârbe! Scârbe, scârbe! Gamea și picior! Aici, când ieși, nu vezi nimic. Ieși la ghici. Ieși, auzi așa... Frân. Să mă parchez ca boschetarus. Boschetarus supremus. Încotor să mă parchez eu. Să mă parchez. Au, au, au. Uf. Dacă există loc mai urât mie să stai pe stradă decât aici, e fix o intersecție de asta și nu te poți parca acolo lângă ei, după aia când mă întorc trebuie să fac sensul giratorii să mă întorc. Îi detest. Hai să dormim. Altceva n-avem ce să facem.
Ne vedem probabil la plecarea de aici. Că nu am ce să fac.